În acest moment, polițiștii Vrânceni desfășoară acțiune cu efective mărite în orașul Odobești și în comunele Bolotești, Mera și Vârteșcoiu pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale în zona barurilor și discotecilor, depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute sau a celor care au încălcat măsuri preventive. Acțiunea se desfășoară cu sprijinul jandarmilor Vrânceni, precum și a reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, Inspectoratului Teritorial de Muncă și Protecția Consumatorului.